designed to inspire, educate, and empower young adults around the world. Welcome to the Monday Inspiration Show! Bună seara, doamnelor și domnilor! Numele meu este Ionuț Unguianu și bine ați venit la un nou episod al Monday Inspiration Show. Cum știți, dacă este luni, este ziua inspirației. În această seară avem deosebită plăcere de a produce un episod special, un episod deosebit, un episod plin de mulțumiri. Și aș dori, în primul rând, să spun un mulțumesc special echipei de producție care ajută să producă astfel de emisiuni excepționale la Monday Inspiration Show și voi începe cu Felipe, să-i mulțumim pentru contribuția lui și pentru performanța care o are în spatele camerei. Am creat acest episod cu tema emisiunii de a mulțumi, pentru că de cel mai multe ori oamenii care nu se văd, de fapt, au cea mai mare contribuție în viețile noastre. Și de cele mai multe ori se văd doar o parte din oamenii de valoare, iar în acest episod aș dori să punem în lumină toți cei care au contribuit până acum la aceste 10 episoade ale emisiunii Monday Inspiration Show și a primei părți al primului sezon. Și voi începe cu o persoană deosebită mie, o persoană specială, o persoană care a fost mereu alături de noi la fiecare episod, chiar și de la distanță, atunci când nu s-a putut fizic în studio. Și vă rog să mă ajutați să o introducem în studio cu noi, pentru prima oară, în premieră, special în această seară, la acest episod, Oana Pălimariu. Bună seara, Oana! Bine ai venit! Bună seara, Ionuț! Mulțumim din suflet pentru implicarea ta în acest proiect și acum te întreb, ce mai exact te-a inspirat să faci parte din acest proiect? Mulțumesc din suflet pentru invitație și, în primul rând, îți mulțumesc pentru oportunitatea de a fi parte din echipa Monday Inspiration Show. Pentru mine este o oportunitate imensă, pentru că de 12 ani îmi doresc să fac asta și ai părut tu să-mi oferi această oportunitate. Ce m-a făcut foarte mult să fac parte, pe lângă faptul că era dorința mea, este că îmi place să văd oameni care mă inspiră și asta am găsit aici. De la episod la episod, fiind în spatele camerelor, am învățat și am luat notițe de la fiecare persoană care ne-a călcat studioul și asta mi-a plăcut foarte mult ideea de la început, pentru că sunt o persoană care îmi place să învăț foarte mult. Și consider că emisiunea este chiar o foarte mare inspirație pentru toată lumea. Și am simțit că va fi cu siguranță și pentru mine. Mulțumim foarte mult, este și meritul tău dacă avem această performanță. Am avut invitați deosebiți, cum știi, am avut persoane excelente în studio, chiar și în fizic, chiar și pe Zoom. Și vom dedica acest episod să le spunem un mulțumim din suflet pentru contribuția lor, pentru valoarea care au adăugat-o aceste emisiuni și pentru promovarea acestor emisiuni, pentru că până la urmă toți cred că au dat mai departe, cum ai spus și tu, mesajul inspirației. Cum știi, la Monday Inspiration Show, scopul nostru este să inspirăm, să educăm și să motivăm tinerii lideri să trăiască viața cu pasiune, să creadă în ei însă și să se îndeplinească visele. Cu cine ai dori să începem și care consideri tu că ar fi prima persoană care ar trebui să-i mulțumim și pentru ce? Da, țin să spun Andrei Boncea, mi-a plăcut foarte mult, consilier de dezvoltare personală, o persoană extraordinară. Acum țin să te întreb pe tine, ce te-a impactat cel mai mult la Andreea Boncea și cu ce ai rămas de la Andreea? Mulțumesc de întrebare. Andreea cred că a fost și este, va rămâne, o persoană foarte, foarte importantă pentru acest show, pentru că nu numai pentru că a deschis show, a deschis practic acest sezon, a avut această onoare. Ce am reținut și ce rețin și pentru ce o stimez foarte mult este pentru pasiunea ei, nu numai de dezvoltare personală, dar pasiunea e pentru a ajuta oamenii, pentru oameni. Și asta m-a marcat foarte mult. Ea trăiește pentru asta, ea trăiește din asta și mi-a plăcut foarte mult, să spun așa, filozofia ei, prin care ea face ceea ce face, se ocupă de dezvoltare personală și nu numai. Mesajul principal care mi-a rămas în minte a fost răbdarea și de ce cei mai mulți oameni nu au răbdare este pentru că ei nu poate să stea cu ei însuși. Și atunci, dacă se dea seama, e foarte greu să stai cu tine însuți și să nu faci nimic și doar să te asculți gândurile și să simți emoțiile, propriile emoții. Și atunci, Andreea, cred că ne-a transmis acest mesaj că răbdarea este o virtute și vine cu timpul și cu practica atunci când reușești să stai cu tine însuți și să-ți accepti gândurile, stările, Și tot ce te înconjoară și cine ești tu de fapt cu adevărat, pentru că de cel mai multe ori noi nu avem acea capacitate de a ne
iubi și ne accepta și tot timpul încercăm să fim ocupați mental, poate se întâmplă și ție sau cunoști pe cineva, căruia mereu vrea să fie cu cineva în contact, mereu sună, mereu dă mesaje, mereu ce te face ceva, doar ca să nu stea cu el însuși. Și atunci mulțumim, Andreea, public, mulțumim frumos pentru inspirația ta, pentru implicarea ta în acest proiect și mulțumim că ai acceptat invitația noastră la Monday Inspiration Show. Cine crezi tu că ar fi altă persoană, sau dacă mai ai tu de adăugat ceva referitor la Andreea? Da, Andreea, țin să-ți mulțumesc și eu și după cum vezi ai adus foarte multă valoare nouă și tuturor românilor de pretutindeni, așadar chiar îți mulțumim din suflet. Următoarea persoană pe care vreau să o menționez este Diana Moga. Mi-a plăcut foarte mult de Diana Moga, știu că este Wellness Consultant. Spune-mi, te rog, cum a fost pentru tine interviul cu Diana Moga și ce crezi că ai învățat de la ea? Și unde crezi că duce cariera ei? Wow, câte întrebări într-una! Diana, bună seara dacă ne urmărești și îți mulțumim din suflet din nou pentru contribuția ta. Diana Moga este o prietenă foarte dragă mie și am o părere foarte bună despre ea prin faptul că ea se implică foarte mult în comunitate. Dacă mă gândesc la o persoană care ar putea construi o comunitate, este Diana Moga. Ce mi-a plăcut foarte mult sau ce am învățat, cum m-a întrebat de la interviul cu ea, am realizat că mi-a trezit un interes, m-a făcut să devin mai conștient despre sănătate. Și am avut un an foarte, foarte dificil din acest punct de vedere, un an precar, un an în care am fost afectat din acest punct de vedere și cred că interviul Diane m-a ajutat foarte mult să pun focus pe sănătate și să o aduc la un nivel în care să devină o prioritate în viața mea. Și chiar așa a fost. Și mulțumim, Diana, pentru tot ce faci, pentru faptul că te implici foarte mult și ajuți foarte mulți oameni să trăiască o viață mai sănătoasă. Unde văd, m-a întrebat, cariera ei, unde merge? Dacă Diana va continua să facă ceea ce face astăzi, adică să facă lucrurile care cei mai mulți oameni nu le fac, cred că Diana va avea o carieră strălucitoare în această industrie a sănătății. Și am înțeles că se ocupă acum și de dezvoltare personală, profesională, networking și așa mai departe. Deci, Diana, nu cred că ar avea limite dacă nu și le pune ea. Da, mulțumesc. Foarte tare. Mulțumim, Diana, foarte mult. Mulțumim pentru prezența ta și faptul că ai adus foarte multă valoare pentru noi. Următoarea persoană este tot o fată care mi-a fost foarte dragă și chiar m-am conectat cu ea. Este Alexandra Bădiță. Țin să-ți mulțumesc că ești un writing coach de profesie extraordinar. Te urmăresc și chiar ți-am urmărit și cursurile, ești incredibilă. Amândoi sunteți scriitori, așadar sigur ai multe de spus despre ea, pentru că aveți același domeniu. Așadar, spune-mi, te rog, cum a fost cartea ei, știu că ai fost la lansarea cărții ei și cum crezi că va ajunge pe viitor și dacă va mai scrie o carte sau nu? Da, Alexa, mulțumesc că m-ai întrebat, dar mă emoționez pentru că Alexandra, noi avem o pasiune în comun, care mai multe, dacă m-ai spus tu una, este scrisul. Și pentru mine ea este o persoană specială, o persoană deosebită, o persoană dragă și cred că faptul că ea scrie ajută numai pe ea însă, ci ajută și foarte mulți oameni. Scrisul scriu de foarte mulți ani și consider că scrisul este una dintre cele mai organice terapii, adică cele mai naturale terapii pe care noi le putem practica. Okay? Chiar și astăzi am scris. Apropo de asta, înainte să vin la studio, am simțit să scriu, dar scriu aproape în fiecare zi și Alexandra Bădiță a venit la Monday Inspiration Show cu un mesaj central, și un mesaj foarte, foarte bine definit, acela de a transmite mai departe această pasiune pentru scris și nu numai asta, ajută oamenii să depășească anumite blocaje și anumite probleme prin scris. S-a spus că de la pasiune a devenit o terapie. Ce avem în comun ca și profesioniști este și partea de coaching. Ea face coaching, adică este mentor la oameni pe partea de scris și nu numai, cred că și pe partea de dezvoltare personală. Ce mi-a plăcut foarte mult că este implicată în multe proiecte de dezvoltare pe partea aceasta de psihologie, de latura aceasta umană. Îi mulțumim că a acceptat invitația noastră. Îi sperăm să avem din nou cu noi studio și în a doua parte a sezonului la Monday Inspiration Show. Îți mulțumim, Alexandra, pentru tot ce ai contribuit la Monday Inspiration Show, pentru un interviu excelent, trebuie să spunem, un interviu deosebit, cu foarte multă valoare. Cred că toți am beneficiat din acest interviu.
Așa este, mulțumim, Alexandra, și te așteptăm cu siguranță din nou în platourile noastre. Mulțumim din suflet. O persoană care m-a impactat foarte mult este Remus Fumurescu, antrenor de handbal și not, o persoană excepțională din România. Știu că ai avut șansa să te întâlnești și cu el în această vară. Așa că povestește-ne puțin experiența și cum a fost și interviul cu Remus. Da, așa este. Am avut trei interviuri cu Remus. Wow. Am întâlnit, de fapt, de două ori cu el sau dată, nu mai știu exact, în persoană. Și apoi, oficial, în studio Monday Inspiration Show. Așa este, am avut această onoare. Trebuie să spun că, în primul rând, mulțumim, în primul rând, pentru Remus, pentru contribuția ta. Trebuie să recunosc că m-a inspirat foarte mult prin povestea lui, m-a inspirat prin sacrificiul lui, m-a inspirat prin tot ce construiește. Ai ascult povestea, de fapt, cum ai văzut și la Monday Inspiration Show, este un om care nu știe ce înseamnă să renunți. Și m-am conectat cu el la un alt nivel, pentru că noi doi suntem luptători, suntem învingători și pentru mine el este un adevărat lider, un campion, așa i-am spus eu, este un campion, este un antrenor, este un părinte, este mai mult decât ceea ce el crede că este și îmi place foarte mult de el. Personal a contribuit la Monday Inspiration cu un mesaj foarte, foarte motivator, să spun așa, foarte inspirațional. Ne-a inspirat foarte mult, prin exemplu lui de a nu renunța. A creat de la zero câteva echipe de handbal de fete care au ajuns ca și la nivelul național sau chiar la lotul național. Asta înseamnă performanță, asta înseamnă dedicare, asta înseamnă pasiune. Și îți mulțumim din suflet, Remus, pentru că ai făcut parte din și faci parte din acest proiect, Monday Inspiration Show. Mulțumim, Remus, și mult succes cu echipele din România de handbal și not. Un alt sportiv de profesie care mi-a fost foarte drag și a fost pentru prima dată în persoană când l-am cunoscut a fost Gabi Dumitru. Foarte drag mi-a fost, director Eagles Football Academy, chiar aici în Londra. Știu că și tu ai fost fotbalist în trecut. Așa că o altă pasiune a fost și pentru tine și vă conectați foarte bine. Cum a fost interviul cu el? Ce te-a impactat foarte mult? Și știu că colaborați și pe alte proiecte. Da. Spune-ne puțin despre Gabi. Da, Gabi, te salutăm. Apropo, te salutăm și îți mulțumesc din suflet că ai acceptat interviul, să faci parte din proiect. Da, așa este. Avem cu o altă persoană, am o altă pasiune în comun. Fotbalul, da, așa este, fost fotbalist, am ajuns până în divizia B, să joc în țară fotbal, la Oxel Lugoj. Mulțumesc și așa este, când l-am cunoscut pe Gabi, prima oară, a trecut ore, cred că am povestit ore în continuu. Avea o simpatie între noi, este o conexiune foarte, foarte bună, la un alt nivel, cum am spus, avem povești foarte, foarte simile și rezultatele spun, de fapt, călătoria lui și tot ce a realizat el. Ce m-a inspirat foarte mult a fost determinarea lui și pasiunea pentru fotbal. Și nu contează în viață tot timpul chiar unde ajungi, la ce nivel, dar ce vrei să dai mai departe. Pentru că nu tot timpul îți iasă tot ce tu vrei, dar este cu siguranță un motiv. Iar Gabi a ajuns acolo unde și-a dorit și a demonstrat și ajută alți copii să facă la fel. Acel proces de duplicare, nu? Pe care îl spunem noi în viață și îl dăm mai departe. Și asta face. Și pe mine m-a inspirat foarte, foarte mult cum el a creat de la 0-2 academii de fotbal, de la 1-3, cum a plecat de jos și fără nicio scuză. Este un motiv, este un exemplu că se poate, dacă vrei poți, dacă nu găsești scuze. Și Gabi chiar este un exemplu real pentru noi toți. Și a fost unul dintre cele mai inspiraționale episoade la Monday Inspiration, unde Gabi s-a deschis foarte mult și a venit și a contribuit cu inspirația, cu povestea lui, cu valoarea lui, ceea ce îl face deosebit. Mulțumim, Gabi, din nou pentru interviu și pentru tot ceea ce ești tu. Da, mulțumim, da. Gabi, că ai fost în platoul nostru Monday Inspiration Show. O altă persoană care m-a impactat foarte mult și știu că sunteți foarte apropiați este Mihai Stancu, psihoterapeut. Da. Aici e o poveste foarte, foarte frumoasă pentru că e pentru prima dată când eu am aflat ce înseamnă un psihoterapeut. Așa că îți mulțumesc, Mihai. Spune-mi, te rog, povestea cu Mihai. Cum l-ai cunoscut și cum a fost interviul cu Mihai? Și ce te-a ajutat? Ce te-a impactat cel mai mult de la interviul cu dumnealui? Trebuie să spun că eu de la început m-am conectat diferit cu fiecare invitat. Mihai pentru mine este persoana deosebită. Cu Mihai am făcut o călătorie extraordinară. Mihai este rolul meu, pot să spun. Este o persoană specială pentru mine. A adus foarte multă valoare în viața mea
Și când l-am invitat la acest show, am știut că Mihai poate să inspire și pe ceilalți. Și îmi place foarte mult viziunea lui despre viață, îmi place foarte mult modul în care el trăiește viața și foarte mult faptul că el se concentrează pe soluții, nu pe probleme și tot timpul el nu caută răspunsurile sau soluțiile în exterior, ci din interior. Wow. Asta îl face pe Mihai o persoană deosebită și o persoană care este astăzi disponibilă să ajute foarte mulți oameni care au, să spun așa, tot felul de blocaje sau probleme sau nu știu de ce se comportă într-un anumit fel și nu știu cum să rezolve problemele. Și trebuie să spun, chiar dacă a fost un pic recitian la început, când l-am cunoscut și rigid, nu prea am avut încredere, n-am vrut să mă deschid, trebuie să spun că Mihai, da, am avut o călătorie excelentă cu el. Și voi călători cu el mai departe, în continuare. Îți mulțumim, Mihai, pentru tot ce ai contribuit la Monday Special Show, pentru ceea ce ești tu și tot ceea ce ai făcut și faci pentru mine. Mulțumim! Mulțumim, Mihai, și ne bucurăm că avem asemenea oameni în platoul Monday Special Show dintr-o profesie diferită. Îți mulțumim din suflet! O altă persoană foarte tare care mi-a plăcut și chiar a fost live în platoul nostru a fost Gabriela Dragomir, founder and CEO at Brainstorm LTD. Mi-a plăcut foarte mult că am făcut cu dumneai cunoștință chiar față în față și o persoană extraordinară, plină de entuziasm mereu. Așadar, spune-mi, te rog, cum a fost conexiunea cu Gabriela, cum a fost interviul și ce te-a impactat cel mai mult? Da, a fost, m-am conectat, a fost wow, pot să spun. Am cu Gabriela o conexiune la nivel intelectual, foarte, foarte frumos, o afinitate. Foarte puțini oameni se conectează intelectual și e de menționat acest lucru. Iar cu Gabi așa am simțit de la început această conexiune, această afinitate și noi practic ne înțelegem fără cuvinte. Iar ea este în sine, o consider eu un lider, o persoană care e foarte creativă. O persoană care, noi toți suntem creativi, însă Gabi, față de ceilalți oameni, reușește să-și dea voie să se exprime creativitatea prin ceea ce își face. Este foarte simplu. Și atunci m-am conectat cu acest lat a ei și s-a creat o prietenie foarte frumoasă, foarte sinceră. Gabi este printre puține persoane pe care eu le cunosc care servesc, care sunt în slujba oamenilor care vor să reușească. Wow. Și atunci ea, practic, misiunea ei aici este să creeze antreprenori. Și foarte mulți oameni nu reușesc, nu că n-au potențial, ci că nu se lasă modelați. Am văzut când eram mici și mergeam la grădiniță sau la școală și trebuia să ne jucăm cu plastelina. De aceeași plastelină, unii copii reușeau să creeze magic, alții rămâneau cu plastelina în mână. Dar din aceeași plastelină. Așa face, asta e principiul pe care Gabi acționează și lucrează. Ea spune, ok, lasă-te modela dacă vrei să reușești, lasă-te modela dacă vrei să ajungi acolo unde dorești, lasă-te modela dacă vrei să acționezi că sunt business și așa mai departe, lasă-te modela dacă vrei să ieși din 9 to 5 job, cum zicem noi, de la 9 la 5, nu? Și atunci, asta mi-a plăcut la ea, că ea gândește, cum spune, out of the box, nu? Gândește dincolo de zona de confort. Și asta m-a inspirat foarte mult, asta a fost impactul, asta m-a învățat de la ea foarte mult, să te lași modelat și cred că ăsta este secretul, dacă nu știi să ceri ajutor, iar dacă nu găsești soluții, să mergi sau să îi urmărești pe cei care au reușit, pentru că ei cu siguranță vă dau o structură, un blueprint, o strategie și îți va arăta pașii ca să reușești. Foarte da. Tare. Da, țin să menționez că am rămas și eu cu ceva de la Gabriela, foarte tare m-a impactat. Mi-a spus care este cheia succesului, o disciplină germană. Asta voi ține minte și am început să pun în practică. Chiar are foarte mare dreptate și de asta are și un succes foarte mare și o companie, pentru că ea are o disciplină germană. Și îți mulțumim foarte mult, Gabriela, că ai fost în platoul nostru și cu siguranță ne vom mai întâlni curând. Încă o persoană foarte dragă și energică. N-am mai întâlnit o persoană așa energică ca ea. A fost Claudia Adriana Stănescu. Este pentru prima dată când am întâlnit-o față în față. Este personal trainer, nutriționist și life coach. M-a rămas foarte mult impactată faptul că i-a spus este foarte important mintea, iar mai apoi corpul. Vrea să aibă o minte frumoasă și un corp sănătos. Așadar, mi-a plăcut foarte mult povestea ei, cum impactează oamenii, cum lucrează ea cu oamenii. Spune-mi, te rog, cum a fost pentru tine interviul cu Claudia și ce ți-a plăcut cel mai mult? A fost fun, cum zic eu, distractiv, pot să spun. Wow. Are un mod în care ea
transmite o informație sau transmite un mesaj prin distracție. Adică te face să te relaxezi, să te distrezi și în așa timp să înveți. Exact. Și are impact. Este foarte deosebită față de toți ceilalți pe care i-am cunoscut, pentru că are o atitudine diferită. Ea nu te face să suferi, să simți durerea, să plângi, da. Ca să slăbești câteva kilograme. Ea te face să slăbești râzând. Ea te face să slăbești, da? Spunându-ți, cântând, da? Și așa mai departe, relaxându-te. Ea te face să slăbești fiind o plăcere, nu durere. Este o tipă foarte, foarte pregătită, specialistă în ceea ce face ea. O admir foarte mult pentru ceea ce face. Lucrează foarte mult cu mamele, are o niște foarte bine definită și asta o duce la succesul care îl are în momentul de față. O persoană foarte determinată, o persoană care la ea, de exemplu, nereușita nu este o opțiune. Și ea așa s-a construit, așa s-a format și ea de aia spune că prima oară minte și apoi corpul, pentru că corpul urmărește mintea, dar mintea de comandă corpului, nu? Și ea de aceea dorește ca noi toți să lucrăm la minte, în primul rând, pentru că dacă avem o minte sănătoasă, vom avea un corp sănătos. Exact. Practic, astea sunt cuvintele ei. Și mi-a plăcut foarte mult ce am învățat de la, din nou, cum am spus, este determinarea, curajul, disciplina, la fel, o persoană foarte disciplinată. Trebuie să spun că suntem, cum să spun, binecuvântați, că am avut astfel de invitați de mare valoare exact. La Monday Special Show. Chiar m-am gândit înainte de emisiune, zic, wow, ce persoană de vestit am avut, una mai deosebită ca cealaltă. Și de aceea țin să-ți mulțumim, cu drag pentru că ai acceptat invitația și ai făcut parte din Monday Special Show. Mulțumim, Adriana, pentru energia pe care ne-ai adus-o în platoul nostru și cu siguranță oamenii care te urmăresc sunt foarte entuziasmați și plini de energie zi de zi. Încă o persoană excepțională și cu siguranță asta te va emoționa este Ionac Nicoleta, profesor universitar doctor. Știu că ți-a fost profesoară în universitate, așadar sunt sigură că ai să ne povestești câte ceva. În același timp, interviul cu dumneavoastră a fost incredibil. A vorbit foarte mult și cum ai fost în facultate. Spune-te, rog, puțin povestea, cum a fost și interviul cu Nicoleta și cum a fost ca și profesoară. Da, dreptate, sunt emoționat, m-am emoționat. Trebuie să recunosc că toți invitații m-au emoționat. Sunt o persoană care trăiește pentru emoții, din emoții, cu emoții și nu știu cum este să nu simt. Și atunci... Când Oana vorbește despre astfel de persoane, îmi crește inima, practic. Îmi crește inima și mă face să mă simt o persoană deosebită, o persoană binecuvântată, o persoană aleasă. Și trebuie să spun că, da, am avut onoarea să o cunosc pe doamna profesoară și să-i fiu student. Și atunci când eram student, ce țin minte, ce m-a impactat, a fost blândețea dânsei, profesionalismul ei, dedicarea ei la ceea ce face, da, implicarea ei și mai mult grija care avea pentru noi toți. Acum că mă gândesc înapoi, le pot analiza aceste lucruri. Când eram acolo, le trăiam, le simțeam și nu le puteam defini atât de bine, cred. Era o bucurie enormă, stai seama. A fost o onoare pentru mine, doamna profesoră universitară, doctor, nu este doar profesoară la universitate, are foarte multe realizări, da, și pe plan personal și pe plan profesional. A fost o experiență de neuitat, trebuie să recunosc și să admit că mi-a fost un mentor foarte bun, mai mult decât o profesoară. Pentru mine, personal, țin minte că nu-mi permiteam, nu aveam bani să cumpăr toate cărțile de curs, cred că ține minte, și mai dădea cărți gratis. Wow. Mă chema la ea în birou și mai îmi dădea câte o carte, țin minte, o carte, două, trei pe semestru și mulțumeam pentru că știa dânsa că eu lucrez part-time de noapte, lucram la Ocean, atunci ca merchandiser, jucam part-time de zi la o firmă de marketing pe stradă, să iau tot felul de semnături și știa că am avut o copilărie grea și că eram visător și atunci vedea că mergi la facultate, când nu eram la facultate eram în bibliotecă, când nu eram în bibliotecă eram în servici și tot așa. Wow. Și atunci ea aprecia foarte mult acest lucru și da, am beneficiat de bunătatea dânsei foarte mult și în același timp nu numai că îmi dea cărți, dar și m-a îndrumat și un episod special pe care vreau să-l menționez aici a fost când în anul 2 de facultate
Am avut un concurs în cadrul universității, un concurs de Erasmus Scholarship internațional și practic din Universitatea din București, în acel an pleca doar un student care reprezenta Universitatea din București în lume la Roma. Și era doar un singur loc, țin minte. Și plângeam, eram îngrijat și aveam cu dânsa o legătură specială față de ceilalți profesori și am mers la ea în birou și am început să plâng. Eram îngrijorat, eram trist și supărat, nervos și nu știam dacă o să trec, nu o să trec. Și erau 34, dacă nu știu, de concurenți pe un post. Wow. Și țin minte că m-am spus, cum voi face, cum să trec? Pentru că era foarte mult să merg, nu? Și mi-a spus doar să cred în mine însumi și să fiu eu însumi și cu siguranță voi reuși. Țin minte că peste câteva zile am fost la interviu și era o masă rotundă, decanul facultății, profesorul universitar, erau cel mai bun, top, și printre care și dânsa. Și fiecare mi-a pus câte o întrebare și momentul cel mai frumos care a fost atunci la interviu a fost că doamna decan atunci mi-a spus, dacă am fi avut măcar 5 studenți ca tine, de până să ne-am fost fericiți, bucuroși. Și asta mi-a dat de înțeles că m-am apreciat foarte mult și că aveam foarte mare valoare atunci. Nu o vedeam, nu o conștientizam, recunosc, însă aveam dorința de reușită. Eram un visător, eram o persoană determinată care vrea să reușească să aibă rezultate. Bineînțeles că am trecut cu brio interviu, asta mi-a dat foarte multă încredere, am reprezentat Universitatea din București, m-am întors, mi-am dat licența, apoi masterul și așa mai departe. Și de aceea țin să-i mulțumesc pentru că a acceptat invitația noastră, un interviu de excepție, invit și vă rog pe toți să-l urmăriți, o temă care dânsa o simte foarte mult și a practicat-o, ce să învățăm de la el de fapt și că de fapt oamenii se schimbă ca vremea. Wow. Și chiar are dreptate. Și după aia m-am gândit și am zis, oh, wow, da, chiar am zis că chiar așa este. Oamenii se schimbă tot ca vremea, de fapt, ca masele de aer. Și atunci dânsa face, dânsa are doctor, o lucrare de licență dată, din câte am înțeles, în comportamentul uman și vremea. Chiar starea vremitară, comportamentul, climatul și comportamentul uman. Cum clima chiar are un impact pozitiv sau nu în viețile noastre. De aceea când se spune că omul e schimbător ca vremea, se mai spune, te schimb ca vremea. Exact, da. Cam asta e de aer și atunci dânsa face o, să spun așa, o similitudine între masele de aer și oameni, între volumele de aer și oameni. Okay? Un interviu foarte, foarte interesant. Ține să vă mulțumim pentru timpul acordat, pentru valoarea care ați adăugat-o acestui show și sperăm să ne vedem curând din nou în studio. Mulțumim frumos! Mulțumim, doamna Nicoleta, și din câte observ, din câte spune și Ionuț, ați fost mai mult decât o profesoară, ci ați fost o mamă pentru elevii dumneavoastră, așa că vă respect foarte mult și abia aștept să vă cunosc poate și în persoană, pentru că ați impactat foarte mulți elevi și dat fiind exemplul Ionuț Ungureanu unde a ajuns, datorită dumneavoastră că ați avut încredere și l-ați împins să facă foarte multe lucruri. Țin să cred că ați făcut asta cu mai mulți elevi și vă felicit din suflet. Iar mai mult de atât, vă mulțumesc că ați fost parte din invitații noștri la Monday Inspiration Show. Da, mulțumim tuturor invitaților. Da. Ne vom mai revedea cu acest tip de episod, poate la sfârșitul sezonului, undeva în primăvară, vară. Țin să mulțumesc din suflet Oanei pentru contribuția ei și pentru tot ce face pentru realizarea acestui show. Mulțumim, Oana, pentru suportul tău, pentru încrederea ta, pentru promovarea care faci, pentru munca și tot ce depui, energia pe care o depui în acest proiect care cu siguranță va inspira foarte mulți oameni. Doresc tot să menționez și tuturor colegilor care au făcut parte din și au contribuit la realizarea acestui show, acestui studio, George Dărăban, George Tatu, Penny, Emanuel, Felipe și toți ceilalți pe care nu i-am menționat și i-am uitat, vreau să le mulțumesc, la celor care au fost aproape de noi și ne-au susținut în realizarea acestui sezon și oficial primul, în premieră al Monday Inspiration Show. Țin să le mulțumesc din suflet pentru tot. Numele meu este Ionuț Ungureanu, vă dorim sărbători fericite, multă pace în familie, vă mulțumim pentru tot, vă dorim fericire, parte de multe cadouri, sărbători fericite, un an nou fericit, noi ne vom revedea
curând, din ianuarie, pentru a doua parte a sezonului Monday Special Show. Oana, dacă dorești să transmiți un mesaj celor care ne urmăresc. Da, sigur că da. În primul rând vreau să-ți mulțumesc și ție, pentru că datorită ție această emisiune apare în fața telespectatorilor și impactezi oameni nu doar la nivel național, ci internațional, pe diferite continente. Asta datorită ție și vrem să-ți mulțumim și ție. În același timp mulțumim toți telespectatorii care ne urmăresc zi de zi. Vă doresc un an, un sfârșit de an excepțional și un început incredibil. Ne vedem în a doua parte a emisiunii de Monday Inspiration Show. Mulțumim, la revedere! La revedere! Designed to inspire, educate and empower young adults around the world. Welcome to the Monday Inspiration Show!